Bună dimineața! Astăzi mi-am propus de dimineață să fac o alergare și un circuit de forță la un parc de street workout care se află aproape de o pădure. O să vă arăt la finalul alergării și acest loc. Nu am aparatura necesară să filmez în timp ce alerg, însă o să vă arăt priveliștea de acolo. Am ajuns și la circuitul de forță pe care o voi face acum la finalul alergării. După cum se observă și în respirația mea, sunt puțin obosit, adică obosit, încălzit, pentru am dat drumul la acest circuit grozav. Am și un cauciuc acolo care o să lucrez. O să fac tracțiuni, 4 serii flotări, 4 serii genuflexiuni, paralele, abdomene, cauciuc. O să fie un complex de circuit simplu, dar eficient, vă spun sigur, eficient. Puteți să lucrați și la sală, oriunde, să veniți aici dacă sunteți din Deva, vă recomand. Aer plăcut, frumos, priveliște frumoasă, dar și în spate, pădure, este chiar plăcut. Mă apuc de treabă și povestim mai târziu. Gândiți-vă ce fel de antrenament o să faceți astăzi. Ia, puneți-vă întrebarea, ce fel de mișcare o să faceți astăzi. Asta este o provocare pe care vă lansez vouă celor care mă vizionați. Gândiți-vă la ce fel de mișcare o să faceți astăzi, chiar după servici, mai târziu, oricând, astăzi, ce fel de mișcare o să faceți. Bun, mă apuc de treabă, o zi excelentă în continuare. Am terminat și cu mișcarea de dimineață, v-am arătat, am făcut o mică alergare, după care și un circuit de forță, ca să-mi lucrez tot corpul, mai bine, și partea superioară, nu doar picioarele, de la alergare. Am făcut un antrenament grozav, probabil că vă tot întrebați, bă, cum adică, cum poate să fie antrenamentele grozave? Cum poate zică de antrenamente că e grozav? Nu te simți obosit, nu te simți... Antrenamentele te revigorează, te liniștesc mental și îți dau energie pe toată durata zilei, mai ales dacă le faci dimineață. Și despre mișcare o să vorbesc puțin mai târziu. Acum vreau să vorbesc despre trei aspecte pe care unii cred că ar trebui să le respecte doar sportivii de performanță, doar dacă ești un sportiv, doar dacă faci anumite lucruri trebuie să le respecti. Nu, eu cred că aceste trei aspecte trebuie să le respecte toată lumea pentru a avea o viață fericită, plină de împliniri și să trăiești așa cum îți dorești. Și este vorba despre somn, alimentație și mișcare, sport. Și despre aceste trei aspecte o să discut în acest video, acum. Bun. Primul, somnul. De ce este important somnul? De ce este important să avem un ciclu de somn bun, de 7-8 ore, să ne odihnim bine? De ce este important? Ați observat că atunci când nu aveți un somn liniștit, dimineața când vă treziți, vă simțiți obosiți, agitați, stresați, nu aveți energia de a face tot ceea ce vă propuneți, toate activitățile pe care vreți să le îndepliniți în acea zi. Nu aveți energia. Și atunci începeți să recurgeți la tot felul de stimulente pentru a vă da energia să duceți până la capăt toate sarcinile și activitățile pe care le aveți în acea zi. Și normal, atunci nici alimentația nu va fi corespunzătoare pentru că veți apela la tot felul de stimulente care nu sunt naturale și nu vă va ajuta să aveți energia acea curată și bună de care aveți nevoie să vă susțineți activitățile. Orice stimulent vă dă energie pe durată scurtă, dar vă și scade rapid energia. De aceea nu sunt bune, nu sunt eficiente. Bun. Somnul este foarte important. Trebuie să dormim undeva la 7-8 ore pe noapte pentru a ne recupera atât fizic cât și mental, da? Pentru a avea o gândire limpede de dimineață, pentru a fi energici și pentru a ne face o zi frumoasă și grozavă. Și sfatul meu pentru a avea un somn liniștit este, înainte cu o oră de culcare, opriți orice tehnologie, telefon, iPad, televizor, orice tehnologie, opriți și relaxați-vă, odihniți-vă mintea, stați la povești cu soțul, soția, copiii, rămâneți la povești, citiți înainte de somn. Cum am zis, mie îmi place foarte mult să citesc
și ce mai mult îmi place să și aplic ceea ce citesc și de aceea înainte de culcare îmi place să citesc cam 40 de minute și am un somn liniștit și dimineața mă trezesc plin de energie, de forță să duc până la capăt sarcinile pe care mi le propun în acea zi. De aceea, recomandarea mea pentru voi este să dormiți 7 ore pe 7-8 ore pe noapte, culcați-vă puțin mai devreme dacă trebuie să vă treziți mai devreme de dimineață și veți vedea cum în timp lucrurile se vor îmbunătăți. Al doilea aspect, alimentația. După cum bine știți, sunt atâtea diete, tot felul de păreri și de trenduri la modă care ne spune că trebuie să mâncăm aia, să facem aia, ca să obținem aia, însă ne abatem de la adevăratul obiectiv al nostru, să ne simțim bine, să avem energie, să ne putem duce la capăt activitățile și sarcinile pe care ne le propunem. Și dacă nu avem energie, normal, nu putem să ducem la capăt sarcinile pe care ni le propunem. De-a lungul anilor, am experimentat o grămadă de diete. Am discutat cu foarte mulți nutriționiști sportivi care mi-au propus și mi-au sugerat tot felul de alimente și tot felul de moduri de a mă hrăni. Am încercat, am aplicat. După cum bine știți, de mai mult timp am adoptat un stil de viață alimentar bazat pe fructe și legume, un stil cum se numește trendul vegan, da? Am devenit vegan, mănânc și mâncare mai gătită, nu sunt raw vegan, mănânc foarte mult raw pe timpul verii, acum am multe fructe și legume, însă mănânc și mâncare gătită și cred este cel mai bun mod de a ne hrăni pentru a obține energia și vitalitatea de care avem nevoie. Și eu, ca și sportiv, obțin beneficii mari și enorme pe acest stil de viață alimentar. De aceea îl recomand tuturor să-l pună în practică, să aplice. Aveți doar beneficii de pe acest stil de viață alimentar și cu siguranță vă va face numai bine. Știu că este un subiect mai greu de digerat, însă, după cum v-am spus, mie îmi place să citesc foarte mult și, pe lângă asta, aplic tot ceea ce eu citesc ca să văd ce funcționează pentru mine și ce nu. Și pot să vă spun cu siguranță că acest stil de viață îmi prinde foarte bine, mă ajută foarte mult, îmi dă energie, îmi dă vitalitate, mă simt grozav, nu sunt stresat cu, vai, dacă nu mănânc cu tare lucruri pot să trăiesc sau de unde îmi iau proteinele sau de unde îmi iau anumite substanțe și vitamine, pot să vă asigur că puteți obține toate substanțele nutritive, toate vitaminele minerale pe acest stil de viață alimentar. Mai puțin de unul, vitamina B12, care toată lumea este deficientă și cei care mănâncă produse de origine animală este deficientă din cauza că vitamina B12 este o bacterie care se găsește pe plante din cauza solului, însă solul fiind foarte plin de chimicale, cu pesticide și alta, nu mai este atât de bogată în vitamina B12 și la fel, nici animalele nu au atât de multă vitamina B12 în carne și este un subiect mai controversat despre care o să discut într-un alt video. Însă toată lumea este deficientă în B12. Eu iau un supliment de B12, metilcobalamină, de 2-3 ori pe săptămână și este suficient. Bun, de aceea m-am zis, recomandarea mea pentru voi este un stil de viață alimentar bazat pe fructe și legume, 80% carbohidrați, 10% grăsimi și 10% proteine leguminoase, da? Proteine din legume. Dar nu aveți nevoie de foarte multe proteine. Ok? S-a dus o campanie de zeci de ani care să ne facă să credem că fără produse de origine animală nu putem trăi, însă pot să vă spun că cei care au condus aceste campanii au greșit. Sunt foarte mulți sportivi de performanță, medici de renume mondial care recomandă acest stil de viață alimentar și care au rezultate excepționale pe durata a zeci de ani de experimente și studii realizate pe oameni. Bun, deci recomandarea mea pentru voi ca și alimentație, nu trebuie să fii un sportiv mare de performanță, să ai o alimentație curată sau să mănânci într-un anumit fel ca să te simți bine. Nu trebuie să fii cineva ca să respecti aceste principii, să ai un somn liniștit, să mănânci bine, să mănânci natural, cât mai viu, hrana care ne-a fost concepută pentru noi. Pentru că mama natură ne oferă tot ceea ce noi avem nevoie în natură, da? Bun, sper că ați înțeles. Să trecem la al treilea aspect. Mișcare, sportul. Ce vreau să înțelegeți este că
mișcarea și sportul nu se face doar pentru a slăbi, doar pentru a arăta bine, ci ajută foarte mult. Îți îmbunătățește voința, disciplina, rezistența la durere, te face să înveți și să vezi lucruri noi despre tine, despre cum reacționezi, cum te simți. Ai numai beneficii enorme și de aceea eu recomand 30-40 de minute de mișcare zilnic, deoarece vă va ajuta să vă simțiți tot mai bine, vă va da energie să vă susțineți activitățile pe toată durata zilei, dacă le faceți de dimineață. Dacă le faceți seara, veți avea un somn mult mai liniștit și a doua zi veți începe în forță ziua. Mișcarea este foarte bună. Însă, ceea ce eu recomand foarte multor persoane este să se înscrie într-un club sportiv, să facă sport, pentru că sportul te învață foarte multe. Sportul te învață să privești dincolo de tine, adică nu vei mai fi concentrat doar pe tine de aparența ta, ci vei face parte dintr-o echipă și vei munci într-o echipă. Vei învăța ce înseamnă victoria, ce înseamnă înfrângerea. Sportul te va învăța aceste viață. De aceea eu vă recomand să vă apucați de un sport, indiferent de vârsta pe care o aveți. Puteți să faceți multe sporturi la vârsta voastră, de aceea eu vă recomand să vă înscrieți la un sport. Oricare vă este vouă pe plac, începeți să vă mișcați. Da? Înscrieți-vă la un sport de autoapărare, cursuri de autoapărare, yoga, jiu-jitsu brazilian, kickbox, box, orice sport doriți, înscrieți-vă, mergeți și veți vedea cum lucrurile se vor schimba. Perspectiva voastră asupra vieții vi se va schimba. Ok? Despre aceste trei aspecte am vrut să discut în video de astăzi. Dacă aveți sugestii, păreri, subiecte pe care vreți să le discutăm, scrieți-mi, lăsați-mi în rubrica de comentarii, o să fac video despre el. Cu mare drag, cu mare plăcere, vă ofer informații din experiențele pe care eu le-am îndobândit până acum, din ceea ce am învățat în călătoria mea. Bun. Dacă aveți întrebări, puneți-le în rubrica cu comentarii. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, share mai departe. Poate aveți o prietenă, o cunoștință care îi va fi de folos acest video. Subscribe dacă nu v-ați abonat până acum și spor la treabă. Puneți în practică, experimentați tot ceea ce învățați, vedeți ce funcționează pentru voi și ce nu și perseverați, fiți consecvenți și răbdători, că rezultatele nu vor întârzia să apară. O zi excelentă, spor la treabă, Flavus Băiciuc, te inspir, te motivez, te încurajez să dai tot ce mai bun din tine și să devii cea mai bună versiunea ta. Ciao, campionilor!